v-am arătat în filmele trecute, nucleele improvizate. O să mai dau un pic de soluție cu noi. Până acum am scăpat cu două înțepături, datorită că am atins un pic albina și acelea m-au înțepat, care le-am strâns. La mâini, din cauza soluției, se pare că e destul de bine deocamdată. Dacă la aproximativ 10 familii am scăpat doar cu două înțepături, e bine. Deci, să vă arăt un nucleu improvizat care mi-a reușit. Să văd dacă o mătcuța. I-am dat un fagure la construit de probă. E construit, din câte văd eu. Merg direct la el, aici este o ramă cu miere. M-a interesat doar mătcuța. Să văd dacă s-a împerecheat, dacă ouă. Foarte puțină albină. Dar ce e frumos este că e ouată această ramă. Uite după mătcuța, nu mai deranjez, ar trebui să îi dau o ramă cu cuit căpăcit și aia o să fac. Să vă arăt ouăle, fiindcă acum cred că se văd la o... Pe fundul celulei e posibil să se vadă. Deci, mătcuța s-a prins. E bine. Avem o mătcuță de rezervă tânără, da? E foarte bine. Deci n-am ales pe o matcă. Vreau să vă arăt dacă o zăresc. Aceasta este obținută din transvasare. O să vă arăt ce matca ești. Iată. E pe mijlocul ramei, se duce în jos, cred că sper să se vadă. A ieșit o matca foarte frumoasă. Eu sunt mulțumit. Foarte mulțumit, mulțumit. Și acum începem lucrarea. Deci avem matca obținută. Da. Aici trebuie să aducem puiet căpăcit de la această altă familie, care e matca bătrână. De acum această matca va dona tot puietul care îl are. Ea este bătrânică. S-a uzat și o să-i luăm puietul și îi dăm la matca tânără. Doar puietul. Aici am dat o ramă cu puiet la
căpăcit la acest lui, cum ați împerecheată și din partea stângă vom da spre partea dreaptă până va rămâne unul și vom mai aduce încăpuiet căpăcit. Cam atâta la această familie.